Să deschidem Scripturile în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 3. Citim întreg pasajul. Dimineața s-a citit din capitolul 4, în seara aceasta citim din capitolul 3, Efeseni. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat față de voi, prin descoperire dumnezească am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Ca adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al căreia slujitor am fost făcut eu, după darul Harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta, să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vă invit să vă reașezați. Aș vrea să rămân afișat versetul 20, în care Pavel vorbește despre puterea lui Dumnezeu, acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Se spune despre Augustin. Augustin a fost un profesor care a devenit creștin în primele secole ale creștinismului, s-a întâmplat asta, și a fost unul dintre cei mai buni învățători, un om foarte învățat, și el a scris foarte mult despre credința creștină, mai ales atunci când ea încă nu era foarte răspândită. Și pe când căuta el să se documenteze și cu mintea lui să priceapă Trinitatea, Dumnezeu, cum există Dumnezeu, spunea multe, multe întrebări de felul acesta, se spune că a ajuns la un moment dat la marginea mării, a văzut un băiețel care săpase o groapă și cu o găletușă mică aducea apă din mare ca să umple groapa aceea. Augustin l-a întrebat curios: dar ce vrei să faci? Și băiețelul i-a spus: vreau să pun marea în groapa asta pe care am făcut-o. Augustin a zâmbit și a spus: e absurd, asta e ridicol, nu se poate. Și atunci băiețelul i-a spus: exact asta încerci să faci și tu. Legenda spune că ar fi fost un înger care a vorbit, și atunci a înțeles Augustin taina aceasta atât de mare. La fel încercăm și noi marea aceasta a lui Dumnezeu, dacă am putea spune așa, nelimitatul. În seara aceasta voi vorbi și mesajul meu va avea titlul acesta: nelimitatul limitat.
Nelimitatul fiind Dumnezeu, limitatul suntem noi. Și vreau să înțelegem în această zi cât de mare este Dumnezeu, cât de mici suntem noi, cât de puternic este Dumnezeu, cât de slabi suntem noi. Și în primul rând, când spun nelimitatul limitat, vedem în primul rând aici puterea nelimitată a lui Dumnezeu, este limitată de mintea noastră și de rugăciunea noastră. Observați ce poate face Dumnezeu, acelui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Este extraordinar când te gândești la asta, dacă cel puțin încerci să gândești, să vezi lucrurile acestea. Noi ne gândim și avem multe rugăciuni, avem multe cereri. Stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru multe lucruri. Multe lucruri poartă eticheta imposibil. Foarte multe lucruri sunt extrem de mari, sunt enorme. Nouă ni se par ceva foarte greu. Însă pentru Dumnezeu, acelea sunt nimic. Puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu putem noi să concepem, să gândim, nu putem noi să ne imaginăm cât poate Dumnezeu să facă. Când eram copil, citeam cărțile lui Jules Verne și pentru epoca aceea când a scris el cărțile astea, tot ce a scris el era SF, adică științifico-fantastic, era ceva doar în imaginație. Nu era nimic real. Ei bine, n-a trebuit să treacă mulți ani. Jules Verne de, deja depășit. Ce a scris el, acum e cu mult mai mult. Că a scris el de submarine și de că ajunge om într-o parte în alta, zboară, ajunge într-un timp record dintr-o parte în alta. Bine, vreau în seara asta să vă provoc să vă gândiți orice lucru vă puteți imagina voi, orice vă imaginați. Cu mintea ta, să-ți imaginezi că se poate întâmpla. Tu poate crezi că este imposibil. Dar eu vă garantez că orice carte ați scrie voi, dacă astăzi v-ați apucat să scrieți o carte și să spuneți asta este imposibil de făcut, ce știu, gândește, în 3 secunde să fii pe lună, în orice vă gândiți voi. Peste 1000 de ani, dacă vom trăi și dacă vor citi alții ce am scris, noi vă spun, astea sunt niște înapoiați, noi suntem departe. Pentru că puterea nelimitată a lui Dumnezeu este mult mai mare decât imaginația noastră. Noi nu ne putem imagina, noi nu ne putem gândi cât poate Dumnezeu să facă. Apostolul Pavel este răpit în cer, vede lucrurile de acolo, când se întoarce înapoi pe pământ, este atât de afectat, este profund afectat, mai mulți ani nu poate vorbi cu nimeni, nu vorbește cu nimeni, după mulți ani își revine din șocul acesta, vrea să caute cuvintele cu care să ilustreze ce a văzut acolo. Vrea să povestească, vrea să arate, dar își dă seama că nu doar cuvintele îi lipsesc. La un moment dat spunea lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru aleșii Lui. Noi credem de multe ori că ceea ce cerem lui Dumnezeu este foarte mult, este foarte mare, este imposibil. Noi cu mintea noastră, noi suntem limitați, mintea noastră este limitată. Orice ne-am gândit noi că este mult, că este greu, pentru Dumnezeu este nimic. Nelimitatul este limitat de noi și este limitat de credința noastră, este limitat de rugăciunea noastră, este limitat de mintea noastră. Vă dau un exemplu practic, biblic. Cea mai mare minune a Domnului Iisus, care credeți voi că a fost cea mai mare minune a Domnului Iisus cât a fost El pe pământ? Vreau să vă spun că cea mai mare minune pe care a făcut-o Domnul Iisus a fost învierea lui Lazar.
asta a pus capac, asta n-a mai putut fi contestată. S-au strâns atunci învățătorii și au spus nu, toate celelalte le mai putem contesta. Putem spune că i-au dat bani, s-a făcut unul că e șchiop, s-a făcut unul că a murit, că știți cum era atunci, a murit, dar cine știe, poate n-a murit, poate s-a făcut, poate, mă rog. Asta nu mai puteau contesta. De 4 zile, Lazar era mort. Deja mirosea, deja de departe se simțea mirosul acela. Nu puteai să mai spui că este ceva. Ei bine, când Domnul Iisus a ajuns acolo în grădină, plângea. Au venit surorile, Marta și Maria, și ele au spus, Doamne, dacă ai fi fost aici când a murit, dacă ai fi fost aici când era bolnav, n-ar fi murit fratele nostru. Dar acum, și vreau să vă gândesc la un aspect, cea mai mare minune făcută de Domnul, care n-a putut fi contestată, asta a fost minunea care a pus capac, care a pus pe toți ceilalți pe jar și au luat decizia clară, precisă, de a-L răstigni pe Domnul. Atunci a fost luată, când au spus, nu mai putem lăsa așa, pentru că asta este ceva ce s-a răspândit, se știe, nu se mai poate contesta în niciun fel. E bine, cea mai mare minune, știți că s-a făcut fără rugăciune? Știți că s-a făcut fără rugăciune? Spuneți-mi mie, cine s-a rugat pentru ca Lazar să învieze? S-a rugat cineva pentru asta? Nu s-a rugat absolut nimeni. De ce? Nimeni nu-și imagina așa ceva. Nici prin cap nu-i trecea. Erau buni prieteni. Ei au spus doar atât, Doamne, dacă erai aici cu 4 zile în urmă, poate nu eram, dar acum, gata e. A încercat Domnul Iisus să-i ajute. Știți că va învia, da, Doamne, o să învieze El în ziua de apoi, cândva, odată, peste 1000 de ani, 2000 de ani, nu știm când. Și Domnul le spune, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, eu îl voi învia. Nu s-a rugat nimeni, de ce? Rugăciunea lor, mintea lor, nu putea ajunge, era limitată, ei nu se puteau ruga pentru asta, nu puteau concepe asta. Nu puteau pricepe asta, că se poate face pentru ei, era un mare imposibil. Piatra aceea reprezenta imposibilul vieții lor. Este imposibil. Și dacă e imposibil, nici nu are rost să mă rog, nici măcar nu-mi trece prin cap să mă mai rog. Pentru că știu că nu există nicio șansă. Bine, asta e mintea noastră umană. Dar este cineva care poate să lucreze nespus mai mult decât cerem. Știți că Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât ne-am rugat noi? Știți că Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât ne-am gândit noi? Imaginează-ți tot ce vrei tu. Ei, Dumnezeu are puterea să facă nu doar cât îți imaginezi tu, ci Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât ceri sau gândești tu. Nu poți tu să-ți imaginezi, nu poți tu cu mintea ta, nu poți tu cu cuvintele tale să spui ceva pe care Dumnezeu să nu poată face. Nu există. Celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nelimitatul este limitat. Limitat de noi. Puterea lui nelimitată este limitată de mintea noastră, gândim noi, și este limitată de rugăciunea noastră, de credința noastră, mai mult decât cerem. De aceea, în această seară, aș vrea să prindem mai mult curaj în rugăciunea noastră, să lăsăm loc mai mult Duhului Sfânt să ne cerceteze, să ne sensibilizeze, știind că nu poți tu să te rogi cât poate El să-ți rezolve problemele. Nu poți tu să aduni probleme cât poate El să le rezolve. Asta trebuie să-ți imaginezi. Că poate cineva spune, sunt prea multe probleme, sunt prea multe, avem lista cu rugăciune, avem lista cu cauze, avem lista cu probleme, avem lista cu păcate, avem liste lungi, și spunem, parcă sunt prea multe. Ori în această seară vreau să înțelegem că, da, pentru noi sunt prea multe, pentru noi sunt foarte multe, pentru Dumnezeu nu-i deloc, nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Nimic nu-i prea mult pentru Domnul. Nimic nu este imposibil pentru Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu are o calitate, un atribut. Și El este numit transcendența lui Dumnezeu. De asta
este nelimitat. Pentru că noi ca oameni suntem ființe limitate, finite. În dimensiunile noastre fizice, materie, spațiu, timp, și suntem limitați. Transcendența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu există și dincolo de limitele noastre, limitele materiei, limitele dimensiunii în care trăim noi. El este în afara materiei, El este în afara spațiului, El este în afara timpului. De aceea El este nelimitat, El este veșnic, El este infinit. Și acum ia tu marea asta și adu-o în groapa pe care tu o sapi. Ție ți se pare că, da, eu deștept, fac o groapă mai mare. Oricât de mare îi face tu groapa pe care o sapi, tu să aduci marea în ea, când te gândești la cât e marea, oceanul și toate mările lumii, și ai săpat și tu o groapă. Ce e aia? E picătură. E un nimic. Asta ar trebui să înțelegem. Nelimitatul limitat, puterea lui nelimitată, este limitată de mintea noastră și de rugăciunea noastră. Dumnezeu în seara aceasta să ne dea conștiința aceasta, pentru că mie îmi place foarte mult acest verset. De ce? Că puterea aceea lucrează în noi. Puterea aceea lucrează în noi. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus lucrează în noi. Puterea aceea lucrează în noi. Ea nu este în afara noastră. Sau cum spuneau Scripturile, cuvântul nu-i departe de tine, nu este undeva să spui cine ne-l aduce, de unde trebuie să vină, să vină extratereștri, să vină cineva din afară. Nu, El este aproape de tine, este în noi, este în gura ta, este în inima ta. Cuvântul acela al credinței este în tine, puterea aceea care lucrează nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, lucrează în noi. Nu trebuie să vină cineva din America, nu trebuie să vină cineva din Australia, nu trebuie să vină cineva din cer. Puterea aceea lucrează în noi, Dumnezeu a pus-o. Dumnezeu a trimis puterea aceea în noi și puterea aceea lucrează în noi. El, Dumnezeu, lucrează prin puterea care lucrează în noi. Noi împreună cu Dumnezeu. Noi împreună lucrători cu Dumnezeu. Puterea care lucrează în noi. El, Dumnezeu, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult. El poate să facă. El nu face pentru că ori n-are credință, ori noi chiar nu ne rugăm, nu aveți pentru că nu cereți, cei mai mulți nici măcar nu se roagă, nici măcar nu le trece prin cap, așa cum nu le-a trecut prin cap Maria și Marta, nici măcar n-au luat în calcul, nici măcar nu s-au gândit să ceară lui Dumnezeu, să facă o rugăciune acolo în grădină, să spună, Doamne, înviază pe Lazar. Nu s-au rugat, n-au cerut așa ceva. De ce? Era în afara logicii lor, era în afara minții lor, nu se puteau gândi, nu puteau concepe așa ceva. Dar este cineva care poate să lucreze nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și acela este Domnul, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, nelimitatul limitat înseamnă dragostea Lui nelimitată este limitată de cunoștința noastră. Versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ar vrea domniile, stăpânirile să vadă în biserică dragostea aceasta a lui Dumnezeu. Vor să cunoască, există o cunoștință. Dar se mai întâmplă ceva în viața noastră, că noi nu putem pricepe. Nu putem înțelege, aici spunea să cunoaște, să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, să fiți plini de toate, dar cunoștințele noastre sunt atât de limitate. Când le compari cu marea, cu oceanul, este într-adevăr groapa aceea mică. Într-adevăr, unii își fac o groapă mai mare, mai o licență, mai un masterat, mai un doctorat, dar oricât ai cunoaște, oricât te-ai instrui, oricât ai studia,
tot ceea ce poți cunoaște tu este atât de puțin și este atât de mic. Și mai dau exemplu, poate nu toți l-au prins când l-am dat. Umberto Eco, un celebru și contemporan totodată intelectual al vremii de aici, din Italia, a fost vizitat de un indian, de un prieten de-al lui, acasă. Omul acesta avea în biblioteca lui o librărie imensă. Prietenul lui l-a întrebat, spune-mi câte cărți ai, cam câte cărți ai aici. El a spus vreo 30.000. Wow, mult. Le-ai citit pe toate? Și el a spus, nu. Dar câte ai citit? Vreo 10.000. Și ce rost are să ții 20.000, ștergi de praf, să le ai acolo? De ce le ții? Dacă ai de gând să le citești, nu cred că voi avea timp, nu că nu vreau, nu pot. De ce nu le citești? Și au spus, trebuie să le țin acolo, pentru că cele 10.000 de cărți citite, experiența pe care am adunat-o, sunt măsura cunoașterii mele. Îmi arată cât cunosc. Celelalte 20.000 pe care nu le-am citit niciodată sunt măsura necunoașterii mele. Și pe lângă cele 10.000 eu nu mai pot adăuga altele, că n-am mai citit. Astea sunt cele pe care le-am citit. Dar pe lângă celelalte 20.000 pe care nu le-am citit, în lumea asta există zeci de mii și zeci de mii și sute de mii de cărți pe care nu le-am citit niciodată. Și de aceea eu, care mă consider marele deștept al lumii, îmi dau seama că eu cunosc doar o frântură, eu am citit doar o frântură din tot ce s-a scris, eu știu doar 0,00001% din tot ce se cunoaște. Și cunoștința mea este limitată. Oricât aș studia eu, înțelepciunea mea este limitată, cunoașterea mea este limitată. De aceea, în această după-amiază, aș vrea să înțelegem încă o dată că nelimitatul este limitat de noi. Toată cunoașterea lui Dumnezeu, toată știința, toată priceperea a pus-o Dumnezeu într-o mică măsură în noi. Și spunea Pavel, uitați, am scris în puține cuvinte, doar să vă dați, vă puteți imagina, vă puteți închipui, cunosc câte ceva, cunosc ceva, dar atât de puțin, atât de puțin față de cât puteam să fac eu, atât de puțin față de cât puteam eu să cunosc despre Dumnezeu. De aceea, în această zi, atât de important este să înțelegem dragostea Lui, care este nelimitată, care a fost pusă în noi, care a fost pusă în viața noastră și în inima noastră. Noi nu putem pricepe. Spunea versetul 19. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dragostea lui Hristos care întrece. Depășește. Noi avem cunoștința noastră limitată. Și noi credem că Dumnezeu ne iubește până într-un punct, iubește doar anumiți oameni și avem limitele noastre, avem granițele noastre. Însă vine Dumnezeu și spune, dragostea mea este mult mai mare. Dragostea mea este nelimitată, dragostea mea întrece orice cunoștință. Orice cunoștință, versetul 19, te rog să-l pui ca să putem înțelege mai bine ce vrea Pavel să zică aici, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece, depășește, este transcendență, depășește orice cunoștință. Și această dragoste Dumnezeu a pus-o în noi, că poate cineva se va întreba, mă mai iubește pe mine Dumnezeu? Mă mai iartă pe mine Dumnezeu? Poate Dumnezeu să mântuiască un om ca mine? Poate Dumnezeu să ierte un om ca mine? Vreau în această zi să-ți spun că dragostea aceasta lui Dumnezeu este nelimitată, este infinită. Dragostea aceasta întrece orice cunoștință și pricepere. Dragostea Lui este mult mai mare, este mai mare decât păcatele noastre, mai mare decât nevrednicia noastră, mai mare decât cunoașterea noastră, mai mare și mai mult e dragostea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Al treilea rând, nelimitatul limitat, se vede și în înțelepciunea Lui nelimitată, care e limitată de cuvintele noastre. Este limitată de cuvintele noastre. Spune aici versetul 10, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, nespus.
Vedeți, noi folosim superlativele acestea și poate nu ne dăm seama ce înseamnă nespus. Nu se poate exprima în cuvinte. Și-a dat seama Pavel când a mers acolo în cer, că el despre asta vorbește. Dacă ați auzit măcar ce s-a întâmplat cu mine, cu viața mea, eu m-am dus în cer, am văzut totul, totul era așa frumos, am înțeles, am văzut lucruri, am fost efectiv extaziat de tot ce am văzut, dar când m-am întors, am vrut să pun în cuvinte, am vrut să exprim, am vrut să scriu ceva despre asta și mi-am dat seama că eu n-am instrumente, eu n-am cuvintele, oricât, și era un om foarte învățat, educat și și-a dat seama, eu n-am cuvinte. Nu există cuvânt pentru asta. Nu există termen de comparație, nu-i nimic jos aici care să poată fi pus alături. Să spun, cam așa e acolo în cer, cam așa suntem noi, cam... El spunea, înțelepciunea Lui nelimitată, Dumnezeu a pus-o în noi, dar ea este limitată de cuvintele noastre. Noi nici măcar nu putem vorbi, nu găsim cuvintele. Mi s-a întâmplat de multe ori să rămâneți fără cuvinte, să vă dați seama că propriile cuvinte sunt sărace, parcă sunt prea puțin. Oricât v-ați chinui să exprimați ceva, să explicați ceva, nu reușiți. Cam așa sunt lucrurile și așa e înțelepciunea lui Dumnezeu. Oricât ne-am chinuit noi să vă explicăm, să vă spunem, e mult mai mare, mult mai nepătrunsă înțelepciunea lui Dumnezeu. Nelimitatul, limitat de noi, limitat de cuvintele noastre, care sunt puține, spunea, prin puține cuvinte, da, v-am scris în puține cuvinte despre asta și citindu-le vă puteți închipui ceva, priceperea pe care o am despre taina lui Hristos. Puteți doar așa să vă imaginați puțin, dar niciodată noi acum cunoaștem în parte, știm în parte. Dumnezeu ne descoperă și ce cunoaștem noi, sunt frânturi. Păcat că tot mai mulți, este un domn care circulă și se mulțește parcă tot mai mult, Domnul știe tot. L-ați întâlnit? Tot mai des să-L vezi pe Domnul știe tot, El le știe pe toate. Are răspuns la toate întrebările, le știe pe toate, nu trebuie să mai spună nimeni nimic, El toate le știe. Ei, Domnul știe tot, e peste tot, e și la Amvona și e peste tot. Cât de bine este să înțelegi că tu ca om ești limitat, noi ca oameni suntem limitați. Și că înțelepciunea lui Dumnezeu este nelimitată. Puterea lui Dumnezeu este nelimitată. Dragostea lui Dumnezeu este nelimitată. Și apoi, în al patrulea rând, bogățiile lui nelimitate sunt limitate de neputința noastră. Spunea el în versetul 8, da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Bogății nepătrunse. Neputința noastră, noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde, nu putem cunoaște, nu putem ști, nu putem să ne amintim. Pavel, îmi dau seama că el mai avea și o altă problemă, că mintea noastră este atât de limitată încât nici nu poți cu memoria să reții tot ce ai văzut acolo. Nu poți, pentru că suntem atât de limitați. Și când ai de-a face cu infinitul, vă spun că povestea aceea este tot mai reală dacă știm să înțelegem sensul. Încercăm și noi de multe ori să luăm marea și să o punem în groapa noastră și ducem cu găletușa noastră câte ceva. Și avem impresia că noi le știm pe toate, și avem impresia că noi explicăm cel mai bine, și avem impresia că noi știm, și avem impresia că noi putem, și avem impresia că noi avem, că noi suntem bogați, că noi suntem înțelepții, dar ne dăm seama că e aproape nimic în comparație cu ceea ce este Dumnezeu. Și am limitat nelimitatul. Și vrem să aducem marea în groapa pe care am săpat-o noi și credem că ea va conține tot ce înseamnă mare. La fel este și credința noastră în Dumnezeu, la fel este și viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este infinit, Dumnezeu este nelimitat. Noi suntem limitați.
și noi încercăm să punem câte ceva, dar ne dăm seama că de multe ori parcă mai rău facem, parcă mai mult stricăm, parcă cuvintele noastre mai mult strică, parcă cu cât vrem să înțelegem, parcă mai confuzi suntem, parcă dacă vrem să pricepem bogățiile acestea nepătrunse. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la cele bogății, la cele comori, când Domnul Iisus vorbește despre comori în cer, cât sunt gata, dar nici cu mintea măcar unii nu încearcă să realizeze cam ce pregătește Dumnezeu pentru noi și dacă am înțelege. De aceea pentru Pavel, în momentul în care a văzut tot ce este acolo în cer, spunea la un moment dat, toate lucrurile astea pentru mine sunt gunoi. Până atunci, ți se pare că totul e frumos aici, că totul este lux aici, că totul e strălucitor aici, dar când compari ce ai aici cu ceea ce este dincolo, toată slava viitoare, spunea Pavel la un moment dat, nici nu poate fi pusă alături, slava viitoare, slava, bogăția, frumusețea, tot ce a pregătit Dumnezeu pentru noi este incomparabil, incomparabil cu tot ce avem noi aici, oricât ne-am chinuit, nici cei mai bogați oameni, nici cei mai inteligenți, nu poate mintea umană să conceapă, să pregătească, să lucreze la ceea ce lucrează deja și a pregătit Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie numele Lui! Nelimitatul divin nu încape în limitatul uman. Nelimitatul ceresc nu încape în limitatul nostru terestru. Nu încape. Dar asta nu înseamnă că nu punem, asta nu înseamnă că nu încercăm. Da, sunt frânturi. Tot ceea ce pot cunoaște este puțin. Dar asta îmi dă mai mult curaj să doresc tot mai mult. Faptul că am puțin, faptul că am 0,00, nu mă determină să renunț, să abandonez, ci mă face să-L cunosc tot mai mult, să-L iubesc tot mai mult, să cred tot mai mult în El, să fiu mai plin de putere, să fiu mai plin de avânt în tot ceea ce facem. Da, de multe ori pare imposibil. E greu ca oameni să înțelegem nemărginirea lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă nemărginit, infinit, ce înseamnă nespus, nu se poate exprima în cuvinte, nu se poate concepe în idei, nu-ți poți imagina, nu-ți poți închipui. Așa sunt lucrurile și noi avem de-a face cu ceva foarte limitat. Vrei ca și cum îți dă cineva trei culori și în trei culori tu să faci un tablou extraordinar. Îți dai seama, sunt limitat. Numai asta mi-ai dat trei culori și cu ele să fac un tablou extraordinar. Îți dai seama ce limitat sunt din toată splendoare, din toată slava. Eu aș vrea în câteva minute să explic tot ce e acolo. Aș vrea poate într-o singură zi să pricep totul. Îmi dau seama cât de puțin am din Dumnezeu, cât de puțin cunosc din Dumnezeu, cât de puțin am din dragostea Lui, cât de puțin am din puterea Lui, cât de puțin am din înțelepciunea Lui, cât de puțin am din bogățiile nepătrunse ale Harului Său. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Seara aceasta vrem să ne rugăm în mod deosebit pentru cei bolnavi. Știm că Domnul poate să lucreze nespus mai mult. Ne vom ruga și apoi după cântări va continua și fratele Onisim Bizu, care ne va motiva la rugăciunea ce o vom face și pentru fratele Romică Roman. Totdeauna când veneau frații din Biserica Agape, venea și fratele Romică împreună cu ei. Astăzi el este în spital, situație foarte gravă, complicată, dar este cineva care poate să lucreze nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Cineva care are putere, cineva care are totul la îndemână. Pentru el nimic nu este imposibil. Pentru el nimic nu este greu. De aceea, spunea Pavel, acelui ce, prin puterea care lucrează în noi și poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică, acum și în toți vecii. Amin.